Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a făcut mai multe controale în trenuri și gări. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate amenzi de aproape 700.000 de lei. ANPC confirmă astfel dacă mai trebuie confirmat reclamațiile venite din partea călătorilor cu privire la condițiile deplorabile din unele trenuri de călători, în condițiile în care prețul biletelor se tot mărește, dar investiții în calitatea transportului nu se fac. În urma controalelor, echipele ANPC au descoperit condiții igienice necorespunzătoare ale garniturilor de tren, respectiv geamurile vagoanelor și ușile de acces fisurate, coliere defecte cu partea metalică neacoperită, lipsa tapiseriei sau existența uneia deteriorate, perdele de protecție pătate, murdare, folosirea unor toalete neigienizate sau igienizate parțial, degajând un puternic miros de dejecții cu pisoare defecte, fără produse de igienă, folosind vase de WC fără capac, fără apă la grupul sanitar. Prestarea serviciilor nealimentare pentru călători, fără a asigura condițiile igienice necesare, folosirea unor săli de așteptare neigienizate, nerenovate, cu păianjeni pe tavan, pereți scorojiți, pete de mucegai, infiltrații de apă, se arată în comunicatul de presă dat publicității de ANPC. De la începutul anului și până acum, echipele de control din întreaga țară au verificat 109 operatori economici. Pentru neregulile constatate au fost date 89 de amenzi în valoare de aproape 700.000 de lei și a fost oprită temporar prestarea de servicii până la remedierea deficiențelor în cazul a 27 de operatori economici din 16 județe.